Bună seara, stimați spectatori, ca de obicei la InfoStudio, ca de obicei o emisiune informativă, adică să aflați cât mai multe lucruri cu oameni care ne pot lămuri asupra lor și ce-ar fi să aflăm și de bine. Sigur că dar titlul nu sună prea bine, că vestește așa parcă apocalipsa, probleme la centură, secetă, COVID. Din păcate sunt problemele cu care ne confruntăm în această perioadă. Haideți să vedem cum le putem și rezolva și de ce nu să trecem cu bine peste ele. Alături de mine, prefectul județului Radu Roca, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Așadar, începem oarecum cronologic sau, mă rog, în ordinea titlurilor. E pentru sătmărenii care nu știu, cei din Sătmărel și Balta Blondă, în urma efectuării centurii și blocării unui drum de acces, au rămas nemulțumiți. Prefectul Radu Roca a fost sâmbătă prezent la acea manifestație, până la urmă, făcută ad hoc de locuitori. Câteva amănunte. Da, după cum bine se știe, sâmbătă a avut loc o nemulțumire și o revoltă spontană a locuitorilor din cartierul Sătmărel, Balta Blondă și de pe strada Dorobanțelor. La finalizarea lucrărilor la varianta de ocolire a municipiului Satu Mare au apărut niște probleme în care acești cetățeni au rămas blocați cu privire la traficul din zona respectivă. Deplasându-mă la fața locului, am stat de vorbă cu ei, am ajuns la un consens că o delegație de 10-15 persoane vor veni luni, respectiv ieri, la prefectură, la o întâlnire cu reprezentanții de la Compania Națională a Administrației Infrastructurii Rutiere, precum și cu cei de la primărie. Între timp, luni dimineața, o parte dintre cetățeni l-au informat și pe domnul președinte Mircea Govor, fiind un om mai vechi și cu experiență în domeniu, a fost solicitat și sprijinul dânsului. Da, o să avem o intervenție telefonică și cu Mircea Govor în câteva minute. Au venit la prefectură și am dezbătut problemele care s-au ridicat punctual. O parte dintre probleme a fost problema ridicării acelor balize la trecerea de nivel de cale ferată, în care cetățenii au spus că nu pot merge spre cartierul Sătmărel, iar pentru a ajunge la locuință trebuie să înconjoare în jur de 6 km, în care sunt obligați să ocolească și să parcurgă o distanță destul de mare. Deci cam 6 km cei cu mașini. Respectiv pe strada Dorobanțelor, iarăși este o problemă de intrare pietonală și de un pasaj suprateren, respectiv cu o trecere de pietoni. Nu au cum să iasă de pe acea stradă doar cu mașina, fiind la capătul străzii sensul giratoriu. Toate aceste aspecte discutate, reprezentanții de la CNAER au și găsit o soluție de ridicare a celor balize, care s-a și discutat ieri dimineață, deplasându-se la fața locului, împreună cu Mircea Govor, care s-a discutat și s-a dat soluția, reprezentanții CNAER-ului și Poliției Municipale, care a fost reprezentată prin domnul Dănciuț, au venit la fața locului, au analizat și au zis că nu sunt mari probleme pentru a ridica aceste balize și s-au făcut demersurile necesare. Respectiv, instituția prefectului a făcut sinteza la CNAIR, către domnul director general Pistol și către direcția regională a companiei, prin care am semnalat problemele care sunt, cu solicitarea de a dispune constructului ridicarea balizelor de beton amplasate la trecerea nivelului de cale ferată. Au început să fie făcute procedurile către companie, respectiv să se ceară și avizul de la serviciul Poliției Circulației Rutiere din cadrul IJP Satu Mare. Ieri după masă, în jurul orei 17-18, am primit acel aviz favorabil, care a fost transmis către companie. În urma demersurilor făcute, cu promisiunea că astăzi vor veni tablele cu semnele de circulație,
S-a mai avut o problemă în care se solicită și avizul IGPR-ului, respectiv a Direcției Siguranței Circulației Naționale. Cred că odată cu proiectul finalizat și o modificare a circulației în cadrul proiectului, trebuie și avizul Direcției Generale de Siguranță Circulației, urmând ca să primim în cursul zilei de mâine. Da, deci, atâta este la prima, în prima vedere. Asta e, să zic, o înșiruire a faptelor și, dacă e să ne păstăm optimismul, după primirea acestui ultim aviz, se va putea proceda... După primirea ultimului aviz, se face solicitare către constructor cu toate avizele favorabile, care va ridica acele balize. Și atunci care ridică, că practic asta e, trebuie ridicate alea trebuie ca ridicate. Să se rămână da. Accesul, da? Exact. Bun, până la urmă, această problemă sper că se va rezolva curând și sigur că da. Această problemă sper că se va rezolva cât mai repede. Eu cred că și sper ca acest ultim aviz favorabil care este nevoie și pe bună dreptate că este un proiect major și e nevoie și de avizul Direcției Generale de la Siguranța Circulației din cadrul IGPR. Eu cred că este lucrul cel mai important și care duce la ridicarea acelor balize de la nivelul căile ferate. Da, iată o problemă care putea fi oarecum evitată, zic eu. Nu mai erau puși oamenii aceia pe drumuri, nu mai erau nici autoritățile nevoite să facă pe repede înainte să obțină tot felul de avize. Dacă problema ar fi fost, să zic eu, tranșată de la început, aici, dacă ar fi să spunem, a fost vorba de o neglijență, ce s-a întâmplat de fapt? Eu zic că a fost o necomunicare și o neconlucrare. Nu știu, adică nu vreau să afirm anumite lucruri în care nu le cunosc. Dar totdeauna dezbaterea publică și conlucrarea cu cetățeanul este cel mai important lucru, pentru că trebuie adus la cunoștință exact forma finală cum va arăta acest proiect. Dumneavoastră, ca și autoritate și ca și politician și ca orice vă spun, cetățeanul întotdeauna are dreptate. Întotdeauna are dreptate și de aia trebuie să-i asigurăm de bună conlucrare, în sensul ca să cunoască că poate veni la fața locului cu soluții în care să se poate rezolva împreună. Am înțeles că acele balize au fost puse ulterior. Interesant, este treaba că acele balize au fost puse ulterior după ce a fost inaugurată lucrarea. Vedeți, realizarea accesului, adică cetățenii au fost obișnuiți că merg pe o rută, bineînțeles cu acest proiect a fost modificat, dar nu le-a fost adus la cunoștință, dar pot să spun că au fost obligați să ocolească zona blocată și să parcurgă o distanță destul de mare, în jur de 6 km. Da, și iată, acum se scumpește în continuu și combustibilul, nu mai ține tot una că faci 6 km în plus. Acolo, sigur, am înțeles că e vorba și de câțiva pietoni care nu mai aveau cum să mai circule, mă rog, bicicliști. Astăzi, de exemplu, au fost puse semnele de circulație, deci drumul este, pașii sunt făcuți, așteptând acel aviz favorabil, eu cred că firma constructoare va ridica în cursul zilei de mâine acele balize care... Deci totuși e un timp de așteptare scurt. O să revenim la acest subiect și când vom avea discuția cu Mircea Govor, așa cum v-am spus, în câteva minute. Vreau să revenim sigur și la alte treburi de pe ordinea de zi a instituției prefectului și am înțeles că astăzi au mai fost niște ședințe de lucru privind seceta și COVID-ul, care iată se pare că ne bântuie din nou. După cum vedem, în județul Satu Mare s-a instalat fenomenul de secetă chiar pe întreg teritoriul județului Satu Mare. Am transmis către toate primările o adresă, respectiv o circulară, primind modul cum să gestioneze această activitate de valoare a pagubelor agricole. La nivel de instituția prefectului am fixat două comisii de valoare
reprezentant din formați din reprezentanți de la primării, de la Direcția Agricolă și de la APIA. Și prin acest fapt rog toți fermierii înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură pot depune înștiințări scrise la sediul primăriei, pe raza teritoriului la cărei se află terenul, astfel încât până în cel târziu, până în 1 august, pentru culturile agricole înființate până în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu în 15 august pentru celelalte culturi, culturi agricole de toamnă. Iar până în 1 noiembrie 2021, pentru toate culturile agricole din până în 2022. Da, pentru că e... Că în funcție de pagubele înregistrate și raportate, Comisia de Evaluare va merge la fața locului și va întocmi acea notă și proces verbal pentru despăgubire. Da, pentru că iată e o problemă care a afectat o mare... Sigur, nu numai la noi în județ, e o problemă oarecum în toată țara și este foarte important... Este o problemă majoră pentru toți fermierii și vă dați seama că trebuie ajutați acești oameni pentru că este chiar o problemă majoră la nivel de țară care prin un act normativ guvernul vine și îi sprijină pe acești fermieri pe fondul acestor calamități. Da. Până la urmă sunt valabile doar pentru cei care sunt înscriși în... Pentru cei care sunt înscriși în evidențele agențiilor de plăți și intervenții pentru agricultură și cei care sunt cu toate datele la zi și pot face informare scrisă și cerere pentru despăgubire la primărie pe raza căruia se află terenul agricol. Bun, dar e și pentru persoane fizice, da? Da, deci, da. Nu e, că în prima variantă era doar pentru cei care erau constituiți în anumite asociații, deci e și pentru persoane fizice și e un lucru foarte... Cel mai important lucru este ca fermierii să se încadreze în acest timp, respectiv 1 august, 15 august și 1 noiembrie, pentru că este foarte important ca aceste termene să se respecte pentru a se depune la timp aceste cereri care să intre în perioada de despăgubire. Da, evident e important. Termenele sunt clare și sper că și prin intermediul emisiunii cei care în cauză o să poată depune în această perioadă, deci 1-15. Da. Până în 15 august, respectiv până în 1 noiembrie, pentru celelalte culturi agricole, 2022. Da, întâmplător sau nu, când se mai slăbește povestea cu războiul, scoate căpșorul pandemia. Acum, da. Sigur, dacă suntem pe teoria conspirației, putem sau nu face legături. Acum, le facem, nu le facem, cu atâta rămânem. Problema e că au apărut din nou cazuri. Da, au apărut în ultima perioadă numărul cazurilor active, de exemplu astăzi 12 iulie, numărul cazurilor este de 174. Astăzi, cu 64 față de săptămâna trecută, dintre aceste 25 de persoane au fost internate la unitățile specialitești, dar niciunul la TI. Incidența infectărilor cu coronavirus la nivelul județului Satu Mare este de 0,31 la mie la locuitori. Cele mai multe incidențe înregistrate fiind la Livada, mi se pare 5 cazuri, Vetiș 4 și Satu Mare 76 de cazuri. În municipiu. În municipiu. În ceea ce privește, este important acest aspect, în ceea ce privește activitatea de vaccinare, aceasta se desfășoară exclusiv prin intermediul cabinetelor de medicină de familie. Da, centrele de vaccinare știm cu toții s-au închis. Deci, din punct de vedere al capacității, toate al capacității de a organiza această activitate, toate unitățile sanitare
sunt pregătite pentru preluarea și tratarea cazurilor de COVID. Pentru că am înțeles că medicii de familie nu s-au înghesuit foarte mult. Dar toți au posibilitatea să facă această activitate. Ce fel de vaccinuri primesc acum medicii de familie? Acum, că într-un perioadă aveau numai Johnson & Johnson. Acum primesc al patrulea tip de vaccin, care este pentru următoarea etapă de vaccinare. Cu toate că la nivelul județului Satu Mare este foarte greu de stabilit momentul și pot să spun că în această perioadă nu există nicio presiune în sistemul sanitar la nivel de județ. Eu recomand tuturor cetățenilor să respecte aceleași măsuri minime de protecție sanitară împotriva COVID-19. Purtarea măștii de protecție în spațiile aglomerate sau închise, purtarea măștii chiar recomandăm, azi având o întâlnire cu unitățile specializate și cu reprezentanții unităților sanitare din județul Satu Mare, este important să se respecte regulile de igienă personală și izolarea primelor la primele semne de boală și contactarea medicului de familie. Astea sunt primele măsuri care trebuie să le ia. Chiar am discutat dacă este să facem o recomandare către instituțiile publice ca să poartă orice persoană străină care intră în acea unitate să fie pusă la dispoziție o mască pentru ca precauție, măsuri de precauție, atât pentru cel care vizitează sau intră în unitate, cât și pentru personalul din unitate. Deci vine valul și mi-a calul, vorba cântecului, adică ne putem aștepta iar la valul, nici nu mai știu care, acum, dacă vine care, acum, la șasele, la șaptele val. Acum, chiar am discutat cu doamna director de la Direcția de Sănătate Publică și mi-a zis că a zis că o perioadă, o creștere să ne așteptăm la sfârșitul perioadei iulie-august, când se întoarce lumea din concediu. Și cum a fost și anul trecut. Cum a fost și anul trecut. Dar sperăm să nu crească, în așa fel încât să nu avem mari probleme la nivelul județului Satu Mare. În momentul în care vor preconiza creșteri oarecum masive, e posibilă sau chiar probabilă redeschiderea centrelor de vaccinare? Direcția de Sănătate Publică mi-a zis că săptămânal vor avea videoconferință cu Ministrul Sănătății și ne vor spune noutățile care apar. Tot ce în funcție de evoluția acestui virus, al pandemiei, bineînțeles, se vor lua măsurile și acele măsuri care să ducă la stabilizarea bolii. Da, aici acum, sigur, Ministrul Sănătății cu medici care am avut în platou, majoritatea s-au declarat mulțumiți de profesionalismul și, sigur că da, de competența ministrului Rafila. Sperăm că va reuși să ia măsurile care să fie cele mai potrivite, adică e foarte important să nu fie nici din nou băgate niște măsuri restrictive prea dure, dar sigur că da, trebuie ținut oarecum sub control. Trebuie foarte, foarte, foarte precaut să fim, pentru că toate aceste aspecte pot să declanșeze iarăși o pandemie, care ajungem acolo unde am pornit acum 2 ani, ceea ce nu dorim, de aia trebuie să fim, măsurile de prevenție să fie foarte importantă pentru noi ca să le respectăm. Da, o nouă cârpea l-am înțeles azi în Consiliul Local, a ajuns, mă rog, acea reacție a prefecturii legată cu parcarea subterană, că noi suntem pe telenovele la Satu Mare, avem câte o telenovelă cu centura, una cu parcarea subterană, să nu ne plictisim. Sigur, acolo au fost sesizate niște aspecte de legalitate. Se pare că aleșii unii acum au înțeles ce înseamnă utilitate publică. Nu știu, sau n-au înțeles, sau au înțeles. În fine, am înțeles că s-a încercat o cârpeală a acelor hotărâri a Consiliului Local, care în urma intervenției instituției prefectului s-au declarat, deci au văzut și ei că sunt ilegale unele.
Deci, Victor, noi când am primit hotărârea de Consiliul Local, serviciul juridic coordonat de un secretar general împreună cu mine, am verificat legalitatea acelor acte în procedură. După verificarea tuturor actelor, am găsit anumite lucruri care, analizându-le, am trimis hotărârea de Consiliu înapoi pentru reanalizare, modificare și completare de a intra în legalitate, termenul fiind de 29 iulie 2022. Am înțeles că astăzi a fost ședință Consiliului Local de îndată sau extraordinară. Vom vedea forma finală pe care ne vor trimite. Noi le-am dat o procedură pe fiecare articol unde am considerat că trebuie modificată și reanalizată, urmând ca să primim hotărârea modificată și completată și vom da o soluție, ceea ce trebuie să fie legală. Ceea ce permite legea și este o parcare subterană pentru toți locuitorii municipiului Satu Mare. Adică sunt anumite lucruri care trebuie puse pe hârtie conform legislației în vigoare și trebuie analizată situația din punct de vedere al legalității actelor. Noi le-am analizat, le-am pus pe hârtie, le-am trimis spre reanaliză cu modificările și acum așteptăm completările care trebuie făcute. Și în funcție de aceste completări veți decide dacă exact veți trimite din nou înapoi, nu? Exact, exact. Pentru că, sigur, asta nu știu dacă e competența prefecturii, se pune problema și de ce nu este abordat o studiere, acum mă refer mai mult în calitate de viceprimar la ceea ce spun acum, de ce nu se are în vedere și o eventuală investiție a primăriei pentru a face aceste parcări. Deci ar fi o sumă probabil accesibilă sau prin fonduri ca să fie o a primăriei și sigur că da, primăria să fie principalul beneficiar a acestei parcări, că după aia o dă în chirie la XYZ să-și parcheze mașinile, nu știu ce hotel, asta e altceva. Uite, acum vom vedea acele modificări pe care le-am cerut noi prin procedură, să vedem și după aia iarăși vom analiza și vom spune exact concluzia finală care este vis-a-vis de cele două hotărâri de Consiliul Local. Pentru că aici prefectura este ultima... Da. Veghetor, cum să zic, de legalitate. Da, asta va fi un subiect iarăși care merită de urmărit, pentru că acolo evident sunt niște lucruri cel puțin neclare, ca să mă exprim elegant, dacă nu ciudate, chiar și cu anumite semne de întrebare. Și sigur să nu uităm că acolo va începe la un moment dat acel proiect, nu știm când, lunile astea, că trebuie să înceapă deja, dar la început, de reabilitarea centrului vechi și acolo se cam... Cred că și asta era un obiect, nu? Nu. Că sunt, mă rog... Să nu le amestecăm. Proiecte deci, diferite. Păi sunt proiecte diferite, cu un extrat de carte funciară unică, cum ar veni, unde sunt anumite lucruri care trebuie să luat în seamă, nu poți face o situație și ca și modificare și ca și proiectare și ca și dezvoltare a centrului vechi și a și face o parcare subterană. Da, e interesant de urmărit și cu siguranță prefectura va veghea asupra păstării. La legalitatea actelor. Legalitate. Bineînțeles. Ne scrie din Germania domnul Bordaș Petru. Da. Care ne spune așa, avem un proces pe rol de 23 de ani, mă rog, nu intru în amănuntele procesului. Vă rog să-l întrebați pe domnul prefect Roca Radu, cum putem intra la el în audiență. Deci... Acum, atenție, familia e în Germania, deci probabil de aceea întreabă să nu vină degeaba, da? Nu, eu pot să-i dau și numărul de telefon, pot să fiu sunat, audiență fiecare zi, mai nou țin în fiecare zi de la ora
Nou, am zis mai nou, pentru că dacă vine lumea de la țară și vrea să vină în audiență, doar dacă vine la ora 11 sau la ora 12, îi primesc cu plăcere și vedem ce probleme problemă, au. Ce problemă, sigur, e o problemă atunci, de legalitate, de justiție, nu ne băgăm, adică nu știm amănunte. Da. Atât că dorește să vorbească cu dumneavoastră până în data de 10 octombrie, când au un nou termen. Și... Aici care e procedura? De ai da numărul meu de telefon ca să fiu sunat și atunci, da. Și atunci păi să știu despre concediu, să nu vină în aceeași perioadă. Nu. Deci concediul la mine este chiar sâmbătă și duminică acasă, dar mai nou păi, nici sâmbătă, sâmbătă și duminică. La... Da, sâmbătă am fost. Victor, nu poți să spui că ești obosit, dar sunt anumite lucruri în care instituția prefectului care efectiv mă obosesc, dar vreau să le rezolv. Și interesant că lucrurile, rezultatul lucrurilor pe care vreau să le rezolv nu depind doar de mine. De exemplu, ieri din oră în oră am discutat cu Mircea, am discutat cu reprezentanții de la CNAIR, am reprezentat cu serviciul poliției rutiere, adică am vrut să împing din spate ca să fie probleme rezolvate, că ce am promis cetățenilor să o ducem ca să o finalizăm. Dar vezi că apar niște lucruri care totdeauna în procedură trebuie să respecti atât timpii cât și procedura, dar eu cred că aici este vorba de timp deja și nu de durată ca să primim acel aviz favorabil, pentru că este vorba până la urmă, sunt două lucruri, două probleme. Să ridice acele balize în regulă, dar să asigure în același timp și siguranța circulației și siguranța cetățeanului care circulă pe acea zonă. În legătură cu proiectul, vreau să zic că cu hotărârile de Consiliul Local, noi am analizat și am făcut această procedură pentru reanaliză după nici o presiune sau după nici o sesizare primită, ci noi le-am făcut, urma ca după 2-3 zile să dăm, deci să nu se creadă că la sesizarea cuiva noi am deschis procedura și le-am trimis la Consiliul Local și la primar pentru a le informa să reanalizeze. Nu. Era o treabă făcută de noi, de către mine și specialiștii de la serviciu juridic, împreună cu secretarul general, în care am finalizat procedura într-un timp de 2 săptămâni. Deci timpul legal de a-i da un aviz este de 30 de zile. Noi am terminat în 2 săptămâni și am dat spre reanaliza acel prin procedură la hotărâre de Consiliul Local. Da, acolo parcă văd că o să mai fie multe discuții și pentru că, da, într-adevăr, e ceva așa, cam strigător la cer. Revin un pic ca să lămurim atunci cu domnul Borda și cu oricine altcineva. Te rog frumos, îmi știi numărul de telefon, deci ca să fie foarte clar, eu din prima clipă, din prima zi, am spus, la instituția prefectului va fi audiență zilnic, eu voi ține audiență zilnic de la ora 9, poți să vină la instituția prefectului să vorbească cu mine sau să depună înscris la registratură și la relații cu publicul acele sesizări sau acele note sau acele adrese sau acele informări care dorește să se rezolve anumite probleme care cea ce țin de mine sau care pot coordona spre a se rezolva. Dacă ne pune sesizarea din timp și instituția prefectului trebuie să aducă la cunoștință acelui petent ce probleme are de altă natură, dacă este de natură a Direcției Agricole sau a APIA, îi chemăm pe reprezentanții direcției respective, dacă e problemă de mediu, îi chemăm pe cei de la mediu, adică vreau să se dea un răspuns în cel mai scurt. Aici am înțeles o problemă de legalitate cu terenul. Dacă e o problemă de legalitate, e de fond funciar. Nume false. Dacă e pe fond funciar, avem serviciu juridic care ne face treaba și asta este important cu audiența în fiecare zi. Pe de altă parte este importantă și relația cu cei din teritoriu. Știu că au fost prefecți, cred că chiar colegul tău, domnul Avram, care organiza anumite ieșiri și audiențe în teritoriu pentru oameni. Da, și noi am început această, deci
ieșirea în teren. Am avut ultima ieșire la Tășnat cu primarii din zonă pe fond funciar și cu problemele legate. Noi ne-am deplasat într-o echipă, serviciul juridic cu cei doi subprefecți, și am analizat fiecare problemă în parte. Urmează ca în perioada următoare să continuăm această treabă. Dar acum vezi, tot timpul apare ceva. Apare ba centura, apare ba seceta. De exemplu, joi, de la ora 10, i-am rugat frumos pe toți primarii să vină cu echipa de la prefectură, îi instruim pe actul normativ care este la desfăgubire, cum să proceseze acele procese verbale și acele anexă pentru a fi întocmite corect și de a face încât acel fermier pe calamitate, pe suprafața de teren calamitată, să îi se cuvină subvenția care este, ca să desfăgubirea care este, să primească la timp. Dar pentru treaba asta trebuie să fie în primul rând actele completate corect și corespunzător. Și de aia le-am rugat, am și comunicat pe grupul cu primarii să facă tot posibilul să vină joi la ora 10, ca echipa din primărie, din prefectură să le facem instruirea. Pentru că până la urmă pentru acești oameni e munca de practic un an întreg, care și-au văzut-o distrusă. Sigur că da, variante prea multe și prea rapide nu o să se găsească. Până la urmă, tot acea variantă de pe vremuri cu irigațiile. Deci, Victor, aici toată baza este ca fermierul respectiv să se încadreze în timp, respectiv până în 1 august, inclusiv pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, iar pentru treaba asta de ce zic? Pentru că primarul are un rol foarte mare. Primarul de pe raza lui de activitate știe fermierii, știe unitățile agricole care au culturi, iar până cel târziu în 1-15 noiembrie pentru celelalte culturi agricole. Deci asta este foarte important, ca sesizarea depusă, înștiințarea depusă la primărie să fie în timp și să fie, de acolo se spune cât la sută este calamitată, dacă până la suprafață ZD 30% este calamitată. Deci sunt anumite lucruri care nu mai intru aici în detalii, ci vor fi în detalii. Deci rolul cel mai important ca înștiințarea să fie în timp, pentru ca comisiile de evaluare a pagubelor agricole să fie la timp informate și să meargă și să evalueze. Vă întreb puțin, îl avem la telefon pe Mircea Govor, președintele Partidului Social Democrat. Bună seara și mulțumim pentru intervenție. Bună seara, Victor. Bună seara, domnul prefect Radu Roca. Cu drag, adică am intrat pentru că în primul rând că am fost sunat și în al doilea rând că îmi face plăcere să intru în dialog cu voi și cu telespectatorii din Satul Mare. Da, mai ales că unii își doresc niște răspunsuri la niște întrebări puse pe bună dreptate și la o intervenție în presă pe care ați avut-o aseară, parcă ați spus că au ajuns problemele de la centură pe masa Ministerului Transportului. Da, așa este. Adică pot să vă spun că sunt la curent cu tot ce s-a întâmplat și cu ce se întâmplă. Chiar acum 20 de minute am vorbit cu directorul general de la Cluj, cu Cecan. Mai trebuie să semnez reprezentantul IGPR, adică șeful de la IGPR, pentru ca să poată fi pus în aplicare strategia și să poată fi fluidizată, circulația de la Sădmărești și de la Balta Blondă, să fie rezolvată problema. Vreau să vă spun că sistemul de semnele de circulație au fost trimise de la Alba Iulia. Cred că deja au fost și montate de cei de la... Eu sunt la București și n-am de unde să știu, dar am fost informat că au ajuns la Satul Mare și că cei de la NAIR împreună cu constructorul le vor pune ca să poată să mâine, dacă va semna IGPR-ul, să poată să oamenii să circule în siguranță. Adică practic, fără aceste noi
semnale de circulație, e un pic de pericol, pentru că s-ar putea să întâmple accidente sau, mă rog, e o strategie a celor de la Sinaieți, cu bună dreptate, dar uite că birocrația, din păcate, ne cam încurcă. Că practic lucrurile au avansat foarte urgent. Adică și mulțumesc la Radu Roca, prefectului nostru, pentru că a fost ca de fiecare dată foarte prompt și chiar îl felicit, pentru că are foarte mare implicare și o face din suflet, la fel ca și mine. Da, e așa, spunea și domnul prefect, că e chestiune practic de zile, dacă nu de ore. Nu-i până de zile, e de ore, nu că eu spun, chiar astăzi am stat pe telefon, nici nu pot să spun, mi s-a roșit telefonul, am sunat peste tot. Eu sunt aici, mâine dimineață, mă duc personal la Ministerul Transporturilor să văd unde ce s-a întâmplat, că eu zic că, nu știu, să semnez un act din ăsta, mi se pare o chestie acum când funcționează online-ul așa de bine, că practic ne-am obișnuit cu online-ul, practic într-o jumătate oră s-ar fi putut rezolva tot. Dar sunt unii funcționari care până la urmă ori sunt obișnuiți să meargă cu viteza mercului. Da. Să sperăm că nu o să-l trimită cu porumbei. Din punctul meu de vedere, zic că e o mare greșeală și o lipsă de preocupare a celor de la Cnaies. Dar eu zic că mâine o să o finalizăm. Adică nu mă lăs de capul lor. Efectiv, vă spun, mie mi-e jenă de oameni de bună credință și chiar au dreptate cei din Balta Blondă și de la Sădmărel. A fost o bătaie de joc la adresa lor. De asemenea, lucrul nu mai trebuie să întâmple. Dar, încă o dată mă repet, așa se întâmplă când totul funcționează pompieristic, când merem așa, lipsă de orientare politică și lipsă de orientare de strategie pentru cetățeni. Dar eu zic că se va repara, adică suntem chiar pe ultima sută de metri și un lucru care era aproape imposibil de rezolvat, se rezolvă. Încă o dată îi felicit pe oamenii din Sădărești, Balta Blondă, pentru că au dat dovadă de unitate și au apărat șansele. Și datorită dânșilor, această problemă se va finaliza în cel mai scurt timp. Altfel, probabil, durea luni de zile. Suntem convins de asta sau poate chiar un an. Da, asta este important. Profit de prezența fie ea telefonică în emisiune. Astăzi a avut loc o ședință de Consiliul Local privind acele parcări subterane unde ați avut o reacție destul de fermă și imediată. Am înțeles că s-au mai făcut unele cârpeli, dar nu știu dacă e chiar ca lumea. Nu știu despre ce cârpeli e vorba sau despre ce nu e vorba. Știu un singur lucru și eu din ce am discutat cu colegii noștri, că cerința și adică inițiativa consilierilor PSD a fost ca să, în primul rând, să clarifice destinația parcării subterane. Și la vremea respectivă, când pe ordine de zi a fost introdus acel proiect, colegii mei din PSD s-au abținut. Cei de la PNL 3 au votat pentru și consilierii UDMR. Atunci era vorba despre cu totul altă destinație, era vorba de destinație pentru anumite, mă rog, unități de acolo, din centru, nu mai vreau să intru în alte amănunte. Iar astăzi am înțeles de la colegii mei că s-a votat ca această parcare să fie de interes public, adică pentru locuitorii municipiului și județului Satu Mare și pentru cei care ne vizitează orașul. Adică nu este cu o destinație pentru un hotel sau pentru mai multe, este cu destinație pentru public. Fiind o intervenție a colegilor mei și fiind o cerință expresă a colegilor din PSD, care până la urmă am văzut și din ce mi-au spus ei, a fost îndeplinită, n-am ce să comentez, pentru că în momentul în care se face ceva pentru cetățeni, ceva pentru comunitate, n-am ce să comentez decât să spun că e în regulă. Acum,
dacă se speculează o formă sau alta, trebuie să fim atenți la nuanțe. Eu în viața mea nu mă duc după sentă. Dar când e vorba de comunitate, când e vorba de cetățenii municipiului Satu Mare și în care li se face ceva, adică în interesul comunității, nu pot să fac altceva decât să spun că e în regulă. Acum că o face X sau Y, nu știu, pentru că aici am o reținere și o spun astăzi în premieră, n-am spus-o la nimeni, dar o spun acum. Stau și mă gândesc dacă se va prezenta cineva la licitație, pentru că aici nu mai poate fi vorba de un interes a cuiva. Aici e vorba de interes local. Și dacă cineva îți bagă banii pentru o investiție pentru comunitate, bă, bravo lor. Dacă nu se prezintă nimeni, atunci n-am făcut altceva decât practic s-a făcut tam-tam pe nimic. Da, dar până la urmă, dacă dar nu se făcea... Și scuză-mă, trebuie să recunosc că eu am fost cel care am sesizat de la început și care m-am opus ideii de a face ceva pentru anumită, nu știu, categorie sau pentru cineva din care are în proprietate un hotel sau mai multe hoteluri. Nu mă interesează chestia asta. Eu am spus-o de la început că noi votăm pentru comunitate. Și dacă colegii mei au considerat atât Dorel Coica cât și Cipri Crăciun că este în regulă și că este o investiție sănătoasă pentru comunitate, e foarte în regulă și eu îi felicit. Da. Vreau să spun încă o dată că decizia consilierilor locali PSD este după o lungă chipzuință și după foarte multe zile în care au studiat și au analizat dacă este oportun sau dacă nu este oportun să voteze acest proiect de hotărâre. Dacă au făcut-o, înseamnă că știu ce au făcut și dacă e pentru bine la comunitate, va fi felicit. Dacă în încheierea acestei intervenții pentru care vă mulțumim, dacă toți sunteți la București, de acolo se cam dă ora exactă, noutăți? Noutăți în ce sens? Nu știu, mai v-ați vorbit cu cineva, v-ați mai întâlnit cu vreun ministru, ne mai aduceți ceva la Satu Mare? Da, astăzi m-am întâlnit cu ministrul Ceche Otilo, m-am întâlnit cu colegii noștri aici, la Ministerul Dezvoltării. Da, pot să spun că lucrurile merg bine. Pe Angel Salini se vor semna primile contracte și asta e un lucru foarte bun. Pot să spun că primarii PSD vor semna primele contracte în cel mai scurt timp, în câteva zile, poate o săptămână. Și în rest, noi, oamenii politici, trebuie să ne facem datoria față de cetățeni. Iar din punct de vedere politic, am spus-o că o spun, aștept cu mare interes și cu răbdare, că eu sunt om cu multă răbdare și nu pot demonstra că am dreptate, să văd când se face pasul până când vom avea și noi la Consiliul Județean și la Municipiul Satu Mare reprezentant, adică un vicepreședinte și un vicepreședinte la Consiliul Județean și unul la primărie. Dar vreau să spun un lucru, că chiar dacă vor unul, dacă nu vor alții, până la urmă acest lucru se va împlini, pentru că eu nu pot să stau să mă uit. Să mă uit că PSD la ora actuală, la nivelul județean, nu are nimic la consiliul primărie. Deci eu nu fac altceva decât mă bat și sunt convins că voi reuși să fac ceea ce trebuie pentru PSD și, bineînțeles, pentru comunitatea pe care cu drag și cu onoare o reprezint. Adică municipiul de Satu Mare din punct de vedere politic pentru PSD. Scurt. Da, mulțumim, vă așteptăm și în studio, vă așteptăm la Satu Mare și sigur. Telefon, cu mult drag, o emisiune foarte bună și salutări tuturor telespectatorilor sătmăreni. Da, mulțumim. Da, ați văzut cum am zis, președintele Mircea Govor este un om implicat și este chiar, se implică inclusiv pentru a rezolva probleme cu sătmărele și cu Balta Blondă, pentru că dorim cu toții să facem acest aspect.
Și pe cale eu îi mulțumesc pentru că este alături de mine și ne implicăm, pentru că este o treabă a comunității locale. Da, apropo de comunitatea locală și unile dintre atribuții ale prefecturii, cum mai stăm sau cum stăm cu recensământul? A, cu recensământul, ca și un prim, ca și o primă informație, începe să intre în a doua parte, adică terminul a fost până în 17 iulie, de ce am zis că a fost. Astăzi am primit o informare care mâine va fi și actul normativ, că s-a prelungit până încă o săptămână. Deci se dă posibilitatea acelor recenzori să mai prelungească o săptămână. Asta înseamnă că recenzorii pot să-și facă treaba în continuare și să avem rezultate cu întocmirea corectă a datelor. La nivel de județ suntem plasați ca și clasament pe locul 16-17. Deci în prima jumătate, în da? Prima jumătate. Mâine voi avea, iar joi va veni și domnul director de la Direcția de Statistică și va prezenta o situație vis-a-vis de primării, unde stăm mai slab și unde ce trebuie făcut pentru a lua măsuri pentru a intra într-o linie normală. Acum, până la urmă, e oarecum la mâna recenzorilor. Cum se mișcă, cum găsește lumea acasă, cum... Eu am autodiscuție. Astea autorecenzările s-au făcut. Deci eu am autodiscuție cu domnul director și cu primarii. Le-am rugat frumos pe primarii care au funcționarii care sunt angrenați în recensământ să aibă posibilitatea de a merge dimineața acolo unde populația este acasă, unde oamenii sunt acasă, inclusiv până după masa, târziu, seara, ca să poată să realizeze pe gospodărie acele, să introducă acele date de la fiecare persoană. Da, ne apropiem de luna august, încet, încet. O lună solicitantă și acum iar vorbesc de serviciile care sunt sub ordinea prefecturii. Știm cu toții, toată lumea vrea, sau foarte mulți vor să-și facă pașapoarte. Da, am prelungit orarul, inclusiv lucrăm sâmbăta până la orele, adică până vineri lucrăm până la orele 18:30, atât la preluarea documentelor cât și la eliberarea pașaportului. Lucrăm cele două ghișe în continuu. Asigurăm până în prezent, deși ducem o lipsă de personal, dar putem asigura cei care vin și s-au scris online și să depună actele. Deci încercăm să facem față. Acum să vedem dacă va fi caz. Vom deschide și sâmbătă. Da, deocamdată... Deci suntem pregătiți, aveți în vedere luna august, care e o lună... Este o lună ca și luna iulie. Este o lună plină când oamenii vin acasă, vin sau pleacă în concedii sau vin acasă în concediu și pentru a-și face și pașaportul. Noi suntem pregătiți pentru treaba asta. Cum stăm cu tot vorbind de venirea? Am înțeles că la Petia s-a mai deschis, acolo tot timpul e... La Petia s-a deschis o a doua circulație pentru mașini de mare tonaj. Este un lucru bun. Săptămâna trecută chiar s-au întâlnit cele două conducerea punctelor de frontieră de la Petia. Timpii de așteptare s-au redus. Dar acea problemă mai există câteodată, dar pentru o colaborare cu punctul de frontieră a trecerei de frontieră al Petea și cu poliția rutieră reușim să controlăm acea staționare și de circulație la punct de trecere, adică să nu perturbăm comunitatea din Dorol și Petea, astfel încât să ținem camioanele în afara localității și să se lase în punct doar organizat. La Halmeu am trecut de etapa aia în care până la 1 iulie oamenii din Ucraina puteau să-și aduce autoturism, proprietate personală, care au fost scutite de taxele vamale. S-a terminat această etapă, traficul a reintrat în normală. Da, și tot din acest punct de vedere, cum stăm sau dacă avem sub control refugiații, sigur a fost un subiect de care am vorbit foarte mult timp în urmă cu ceva timp.
Să nu creadă lumea că l-am uitat sau că el nu există, chiar dacă sigur s-au mai estompat venirile, au fost mai mult cu plecările probleme când își duceau mașinile și s-a creat acea coadă, dar totuși avem refugiați, avem grijă de ei. Deci, numărul persoanelor care intră prin punctul de trecere a frontierei Halmeu este s-a mai redus. Într-adevăr, cei care intră prin Halmeu și față de cei care ies prin Petea, este la Petea este mult mai mare, pentru că prin Petea intră toate ies punctele din toate de punctele. încărcare, da. Dar nu am mai avut de mult organizat grupuri pe care să-i primim, să-i cazăm și să-i coordonăm mai departe. Eu sper ca situația să fie sub control. În fiecare dimineață discut Avem cu aici coordonate. refugiați care își caută de lucru, Bine, care... avem refugiați. Chiar săptămâna trecută am discutat cu reprezentanții Agenției Forțelor de Muncă. Avem în jur de 50-60 de angajați deja în diferite unități unde se prestează diferite activități. Da, asta e important, iar pentru copii am înțeles că se încearcă Pentru adaptarea copii lor la școli, la sisteme de și la învățământ grădiniță. și la grădinițe. Pentru că, sigur, e important pentru ei, nu se Da. știe cât o să stea sau, mă rog, dacă oricum alte valuri nu se anunță, deci... Victor, noi încercăm împreună cu voluntarii, împreună cu bisericile, împreună cu ONG-urile. Și acum avem la punctul de trecere de frontiere, la intrarea în Halmeu, avem acei voluntari care asigură o prima informare a cetățenilor care intră prin Halmeu, unde doresc să plece, cum doresc, și îi coordonăm, li se mai dă o apă, tot e sub coordonarea organizată. Da, între timp am văzut, sigur că era din relațiile cu publicul pe care le are prefectura și vizite pe care le primiți. Astea au un efect sau așa, prietenești, hai să bem o cafă și... Te referi la ultima vizită a ambasadorului Elveției, parcă a Elveției la fost... noi? Da. Da. Deci, face parte din protocolul de lucru a instituției prefectului. Când un ambasador solicită să se întâlnească la instituția prefectului cu prefectul, atunci eu trebuie să-mi facă treaba, în sensul că nu numai pentru a-l primi, ci pentru a-i oferi caracteristicile județului nostru, de a-i spune câte unități avem în județul nostru cu capital elvețian, și este un fapt îmbucurător la nivelul județului Satu Mare. Odată i-am și prezentat dinamica evoluției. Se situează ca și capital investit în județul nostru pe locul 4. Una dintre cele mai mari unități din județul Satu Mare cu capital elvețian este fabrica de la Medie și alu Menzingen, care aduce o dezvoltare economică județului Satu Mare. Și aici mă refer nu numai la dezvoltare economică, ci și la forțele de muncă. Absorb din zonă foarte mulți oameni care vin la servici, vin la muncă acolo, și este o dezvoltare economică a județului Satu Mare, care este în plină dezvoltare la Medie. Și după cum ați văzut, se dezvoltă pe zi ce trece. Da, suntem în această perioadă caniculară, ați anunțat măsuri, avem în vedere anumite măsuri specifice, sunteți pregătiți pentru ele? Am înțeles că de săptămâna sau peste câteva zile încep iar temperaturile. Noi am dat o circulară la fiecare primărie, am discutat și cu Direcția Sanitară Veterinară de a informa perioada următoare ce temperaturi vor fi, de a asigura și de a restricționa Veneați apa câte un de ro alert, că la, aveți de și ro la alert probabil. Roalertul. Se ocupă ISU Somei Satu Mare, în care într-adevăr, în conlucrare cu noi și cu Administrația Națională de Meteorologie, asigură și ne avertizează, ne informează și ne avertizează perioada cod galben, cod roșu, de caniculă, de inundații, care este foarte bine ca și prevenție pentru cetățean. Care e relația cu instituțiile, nu știu cum să le zic, subordonate sau pe care le Nu, coordonați? n-aș spune instituțiile coordonate sau subordonate, sunt instituțiile cu care conlucrăm.
pentru că toate instituțiile la nivel de județ, care sunt instituțiile deconcentrate la nivel de județ, care sunt în număr de 35-37, intră în, suntem în conlucrare și colaborare și, bineînțeles, prin atribuțiile pe care le am, îi coordonez, verific, dar nu verific din ala că dacă face lucruri bune sau dacă nu. Dacă respectă politicile guvernului de la București, lunar avem întâlniri, discutăm problemele ivite și actele normative ce au apărut, iar fiecare dintre ele își prezintă periodic activitatea de lucru pe anul care a trecut. Care e relația cu ATE-urile, cu primarii, pentru că cu primarii am avut mare noroc, am prins criza din Ucraina venind odată la instituția prefectului. Printr-o colaborare bună cu primarii am reușit să identificăm locuri de cazare unde am putut să-i cazăm pe refugiați, pe cei care au venit grupați, pe care și pe această cale îi mulțumesc, și împreună am putut rezolva aceste probleme, împreună cu Consiliul Județean, împreună cu ONG-urile, împreună cu bisericile, în așa fel în care cei care au venit la noi în județ să nu resimtă acea criză din Ucraina, oferind cazare și o masă caldă pe perioada care au stat aici. Am o colaborare bună cu primarii, cu secretarii OAT-urilor. Lunare am fixat o întâlnire cu secretarii, pentru că secretarii joacă un rol important în cadrul unei primării. Și câteodată îl joacă, da? Și câteodată, eu am zis că joacă profesional, nu că da, îl driblează sau îl joacă. Au un rol foarte important, pentru că ei sunt oamenii care vizează și vizează acele proiecte de hotărâre Consiliului Local, care urmează să fie în dezbatere și care urmează să fie pusă în ședința Consiliului Local. Aducem la cunoștință actele normative care au apărut în perioada respectivă. Discutăm probleme de fond funciar, discutăm probleme de registru agricol, pentru că secretarul are un rol important în mecanismul registrului agricol și a fondului funciar. Toate treburile astea, ridicăm problemele punctuale pe fiecare primărie. La rândul lor, când fixăm aceste întâlniri lunare, ne spun ce probleme au și am la aceste întâlniri chem în funcție de probleme directorii de la Direcția Sanitară Veterinară pe probleme de pestă, cum a fost, pe probleme de carisare, cu APIA, cu problemele de despăgubiri, cu probleme de APIA care sunt, cu probleme de recesământ. Totdeauna invit ca să cunoaștem problemele și să le putem rezolva în acea zi, să fie adus la cunoștință secretarilor. La fel vom proceda joia și cu primarii, pentru că nu de dragul doar de chema, ci de dragul, de exemplu, odată cu când a apărut criza asta din Ucraina, au fost cu actul normativ care a apărut cu cazarea pe zi, o anumită sumă, cu masa. Un lucru foarte important, având în vedere că vine și Curtea de Conturi, să fie aceste acte bine completate, conform, da, bine întocmite pe lege, care să șeie banii, dar în același timp să fie bani justificați. Deci, este o colaborare bună. Dacă stăm la relații, tot la subiectul relații, cu personalul și colegii subprefecți. Personalul, v-ați obișnuit cu el, s-au obișnuit ei cu... Acum, eu încerc să am o conlucrare și să lucrez corect, normal, în limita bunului simț, dar cer de la el, pretind, pentru că și el de la rândul meu pretind, iar înainte de a pretinde trebuie să dai dovadă de exemplu. De exemplu, aici, exemplu pentru mine este implicare, organizare, punctualitate, în sensul că împreună trebuie să le rezolvăm problemele instituției, pentru că critica interioară este binevenită decât să ne critique alții din exterior. În legătură cu relațiile comunicare, cum ai zis, relațiile cu cei doi subprefecți, este o comunicare bună, fiecare are atribuții, conlucrăm în fiecare zi, spunem activitatea pe care urmează să o avem, ce probleme au fost și ce trebuie să facem în continuare pentru comunitatea locală, pentru locuitorii județului Satu Mare. Da, acolo ați cam dat un pic din vas în balet cu asta, dar nu mai redeschideți. Adică, spuneți-mi, eu vreau să vă zic inaugurarea, deci am mai spus-o. Toată lumea, o parte din media a zis că
Prefectura a organizat. Prefectura nu a organizat datorită faptului că n-a primit nicio informație oficială cu inaugurarea și cu venirea unui dintre miniștri. Și o susțin și acum. N-am primit nici de la cabinetul primului ministru, nici de la cabinetul niciunui ministru. Singurul lucru care m-a informat oficial a fost Mircea Govor, joi seara la ora 10.30, că mi-a zis că pe linie politică vine domnul ministru al apărării. După aia am discutat cu domnul deputat Cosma pe linie de partid PNL și cu domnul Potochi, cine vine de la UDMR, și am reușit împreună să spunem că la 9.30 va fi inaugurarea. Da, deci, bun, bine că au venit. Bine că au venit și bine că au plecat. Și că au, și da. Că au plecat, e bine. Pe final, încă o dată, că e important datele cu seceta, încă o dată să le reamintim telespectatorilor datele până la care își pot depune. Deci, este 1 august și 15 noiembrie. Deci, până în 1 august trebuie să își depună... Culturile pentru 2021. Da? Da. Și pentru 15 noiembrie, inclusiv pentru celelalte culturi agricole. Deci nu uitați, depuneți-vă și primarii ar trebui să vă informeze. Dar oricum vin joia la instruire și vom da toate datele exacte. Mulțumim mult pentru participare, sigur mult succes și ne mai vedem. Dacă nu, prefectul nu are voie să-și ia concediu, o să... Nu că nu are voie să-și ia concediu. Deci ți-am zis, mi-am propus treaba asta să sunt aici. Să fiu eu sper implicat. Să trecem bine peste toate. Ai prins o perioadă foarte sensibilă la și prefectură. Și pandemie, și secetă, și COVID, și variantă de ocolire. Da, asta e. Mulțumim pentru participare. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost ca de obicei alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.